Care sunt zonele de interes ale următoarelor investiții GECA? Companii care să, companii și, și mai ales antreprenori care să ne convingă că pot produce o companie de succes, că pot face diferența, că pot executa un business plan credibil și că pot fi de succes. Și că au nevoie de ceea ce putem noi oferi, banii, knowledge-ul și așa mai departe, care împreună cu ceea ce oferă ei, knowledge-ul, networking-ul și așa mai departe, să producă o companie de succes. Am avut o trecere prin Bitcoin, a fost agreabilă. În principiu, dacă te uiți la ce am făcut până acum, în general nu ne-a plăcut să alergăm după propria umbră. Am fost în security, am ieșit și ne-am apucat de altceva. Security e un loc foarte interesant în ziua de astăzi. Dar am fost pe acolo, ok, hai să facem ceva mai interesant. Am trecut prin online, prin e-commerce, a fost interesant. Nu ne-am apucat să facem încă un e-payment. Da? Am trecut prin zona asta globală de distribuție de software, Avangate, nu ne-am apucat să mai facem încă una. Trecut prin Bitcoin, puțin probabil că ne mai apucăm de încă unul. În general, ne place foarte mult să inovăm, să inovăm atât ca tehnologie, cât și ca modele de business, ca nișe de piață și așa mai departe. Și care sunt nișele care acum le simți de cred că este mult mai important antreprenorul decât nișa. Știu că sunt fonduri de investiții și probabil că fac bine ceea ce fac, care au o nișă la care se uită și spun, noi vrem să investim în zona asta și caută prin toată lumea companii bune de nișa respectivă. Noi suntem un pic pe direcția cealaltă și spunem, ne interesează să investim în antreprenori de succes, în antreprenori care vor avea succes. Da? Și ne interesează mai puțin nișa în care, da, trebuie să fie o nișă bună, trebuie să răspundă la niște întrebări, dar nu sunt predefinite. Cred că, tehnic vorbind, startup-urile românești sunt cel puțin egale cu startup-urile de oriunde din lume. Din păcate, spre deosebire de acum 20 de ani, tehnologia este doar o unealtă. Și ceea ce face un business câștigător nu este doar tehnologia. Tehnologia e o unealtă care ajută la chestia asta, dar diferența nu o face tehnologia, ci o face modelarea de business și execuția. În zonele astea putem să mai creștem. Putem fi mai buni decât suntem. Și se întâmplă. Devenim, pe zi ce trece, din ce în ce mai buni și sunt din ce în ce mai multe companii și toate acțiunile, ca acțiunea voastră, de discutare, de educare a startup-urilor, a antreprenorilor, ajută foarte, foarte mult.